colegi, înainte de a vă supune la vot ordinea de zi, vă supun spre aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare și am să rog colegii de la tehnic să dea drumul la vot pentru procesul verbal al ședinței anterioare. O să vă rog să votați. Națională a Funcționarilor Publici în data de 11 februarie 2015, proba scrisă,
efectiv 12 februarie 2015, proba interviu. Alăturat, vă transmitem o fotocopie a raportului final al concursului pe baza căruia a fost emisă de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, propunerea de numire numărul 8500/2015, transmisă pe portalul de management al funcționarilor și funcțiilor publice în data de 19 februarie 2015. Vă supunem atenției prevederea 77 alineatul 1 din hotărârea Guvernului numărul 611/2008, potrivit cărora emiterea actului de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire în condițiile act 76. În consecință, ceea ce spuneați dumneavoastră, doamna consilier, nu are la acest moment niciun fel de suport. Domnul președinte, vă mulțumesc frumos că mi-ați dat cuvântul. Am ascultat cu multă atenție și expunerea făcută de doamna Cornelica Ilea, care o considerăm extrem de pertinentă, mai mult decât atât. Vă citesc exact, vă transmite propunerea de numire. Această propunere nu înseamnă că noi suntem obligați să validăm această hotărâre. Doi la mână. Am cerut doamnei Alina Coste Mădăraț, cu deosebită așa, stil, așa, admirație față de funcția pe care o ocupă ca director în Teriman, un raport de activitate și un audit. Lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât. O anumită persoană care a candidat la concurs, fiind nevalidată la concurs, este numită într-o funcție de conducere. În acest moment, eu cred că se supune imperios necesar amânarea acestei hotărâri. Vă mulțumesc. Cu tot respectul, dispoziția legală care atribuie Consiliului Județean atribuții în acest domeniu prevede că, în baza concursului organizat nu de către Consiliul Județean Maramureș, ci de către cel care are atribuția legală, respectiv Agenția Națională a Funcționarilor Publici, să pune în aplicare un concurs la acest moment valid. Domnul consilier Pindiu, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, dacă citim textul hotărârii, proiectului de hotărâre, constatăm că articolul spune se ia act. Competența Consiliului este de a lua act. În sensul că concurs care este organizat după tot canonul de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, respectiv cu ceea ce au decis ei, se prezintă Consiliului și noi votăm pentru că am luat act în sensul că am auzit că mi s-a declarat un câștigător. Deci aici noi nu suntem cei care avem competența să infirmăm sau să admitem un concurs care a fost ținut de altcineva. Noi luăm act, atât. Am auzit, ceea ce este ok, nu este competența noastră dacă vor fi contestații la concurs și celelalte, este competența ANFP-ului. Pentru asta și ei sunt responsabili. Noi numai atât am luat act de această decizie a ANFP-ului. Atât a tot. Da, domnul Vizicu, dar deci este una 20 de milioane de vreau să mă contrazic un pic pe colegul meu și să spun exact documente. Conform hotărârii 1434, am primit atribuțiunile și regulamentul în cadrul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, la articolul 9 scrie pe următor. Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului executiv a Direcției Generale se face la propunerea președintelui Consiliului Județean prin hotărâre a Consiliului Județean. Deci noi nici eliberarea domnului Voitor n-am făcut-o prin hotărâre. Deci s-a dus la cunoștință de emisia lui și teoretic însu ar putea fi astăzi directorul nostru validat. Mulțumesc. Vă supun la vot. Proiectul de lege. Vă rog, dar nu se întâmplă la București. Ceea ce spunea domnul Vindir și că poate să fie adevărat și poate să fie situația în care noi suntem mari. Dar, din punctul meu de vedere, putem să luăm act în cunoștință de cauză. Această cunoștință de cauză înseamnă niște proceduri care nu s-au îndeplinit în totalitate. Comisiile nu au dat
acest proiect de hotărâre, așa cum a fost formulat. Vă veți pronunța fiecare dintre dumneavoastră cum veți crede de cuvință. Reamintindu-vă doar că, în conformitate cu dispozițiile legale, fiecare răspunde pentru votul nostru. Perfect de acord, perfect de acord, domnul președinte. Perfect de acord, domnul președinte. Domnul Muta a fost ilegal în comisie. Și acest a făcut subiecte. Domnul președinte. Avizul comisiei este consultativ. Fiecare veți vota potrivit proprii dumneavoastră. Aveți grijă de vă da oportunitate, nu-i consultativ, nimic aici. Domnul președinte. Față la procurorul nimic consultativ. Deci, eu cred că ar trebui să facă la... Am ajuns la România, că anumite cerere ale noastre să fie făcute doar scris, că văd că oral nu se mai aplică. Eu cred că sunteți în cuvânt. Nu cred că niciunul din cuvânt consider. Sunteți în cuvânt. Sunteți investit cu un proiect de hotărâre pe care vă rog să-l votați, așa cum credeți de cuvință. Nu am văzut lucrurile. Și abținerea și neparticiparea este tot o modalitate de manifestare, fiind prezenți și semnați în procesul verbal de ședință, răspunderea este aceea, indiferent că vrem să fugim de ea prin neparticiparea la votare. Nu am niciun fel de probleme, doar v-am informat. Domnul vicepreședinte, nu vă votați să ne ajutați la votare. S-a început amânare, nu s-a cerut așa. Amânare. Domnul președinte, o să ne proiectul de hotărâre este așa cum s-a formulat. Un alt proiect de hotărâre nu am să mai promovez. Ca să știți, vă supun la vot, după intervenția domnului vicepreședinte Gabriel Zedea, proiectul de hotărâre. Manifestați-vă exact așa cum doriți. Mare atenție! Mare atenție! Ce faceți? Vă rog, bun. Există câteva puncte de vedere pertinente până la urmă ale consilierilor și în ceea ce privește faptul că trebuie să luăm act de un concurs care s-a desfășurat sub egida NTP, dar în același timp trebuie să luăm act și în cunoștință de cauză pentru numirea în funcție, că nu doar un act, astăzi și numim în funcție un director la Direcția pentru Protecția Copilului. Aș profita de faptul că este în sală doamna, cred, doamna Coste, doamna director. Eu aș vrea să-i pun o întrebare și înainte de a vota, bineînțeles, în conștiință de cauză, fiecare după cum dorește, după libera conștiință, că de aceea suntem aleși și trimiși în Consiliul Județean, pentru a vota, nu tot cum ne spune cineva, ci fiecare cum crede, Maramureș și ne-au avut încredere să fiți aici, în Consiliul Județean, acest Consiliul Județean și nu altul. Eu aș vrea să-i pun o întrebare, domnului director, dacă poate să ne dea un răspuns mie personal, să ne de personală, pentru că de vreo 2 ani de zile discutam și cu vechiul director, cu domnul Boitor și cu domnul președinte și cu mai mulți colegi și cu comisia de protecția copilului în proiect. Mie mi se pare un exemplu important pentru ce înseamnă dezvoltarea Direcției pentru protecția copilului și asistența socială în județul Maramureș și în ceea ce privește încredințarea serviciilor din casele Direcției pentru protecția copilului către unele ONG-uri, mai ales că avem în județul Maramureș unele ONG-uri de talie națională. Vorbim aici și de noastră Popor Children și de cei de la SPASO. Dacă există în planul doamnei director de management, dacă există în intențiile sale un astfel de proiect de acquisiție de servicii sociale, astfel de Direcția pentru protecția copilului să nu fie astăzi în situația de a-și centra, de a-și da cu capul. Pentru că, până la urmă, cei care promovează servicii sociale acasă case sunt tot acasă în Direcție pentru protecția copilului și cei care verifică sunt tot acasă în Direcție pentru protecția copilului. M-a interesat dacă încredințând aceste servicii sociale către alte ONG-uri, putem cumva să separăm activitatea de prestare de servicii sociale și cea de control. Le-ați votat ședința trecută, strategia, ați votat-o ședința trecută. Nu am votat strategia. Ați votat, îi faceți cu HHCL și cu ASO. Cu asta ați votat. Deci nu cred că se va... Vă întrebați niște lucruri care... Stimați, stimați, stimați. Hai,
da, 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 vă supun la vot proiectul de hotărâre îi da cuvântul doamnei director să răspundă la întrebare și următorul moment este supunerea la vot. Ilegală, doamna director, domnul președinte, ilegală acolo. Vă rog să păstrați liniștea în sală. Domnul Dumuta, domnul Dumuta, domnul Dumuta, cât mai stați aici, domnule, să vă faceți de rușine. De-abia v-ați zis ordine vizuală, domnule, cu domnul Marinescu, prima dată când ați venit fără toți din plecă alimentară înapoi. Asta e. Așa e de urât, așa ca la capăt de carieră, să faceți chestii din astea, așa. Să stați acolo numai ca să stați. Vă rog, vă rog să încercați voce părerele din sală. Dați mai tare microfoanele și declarați de cărbicina. Nu stau de nimic. Dacă există o și se va face cu respectarea întotdeauna legii. Externalizarea serviciilor de asistență socială, așa cum știți, sunt prevăzute în legea asistenței sociale, respectiv în legea 292/2011. Am externalizat în trecut un serviciu și acesta s-a făcut cu respectarea legii pe acea perioadă. Am citit cu surprindere un articol postat
pe un anume plus local, astăzi la 14, intitulat Scandal la Consiliul Județean Maramureș, pe marginea subiectului referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean, care prevedea numirea în funcția de director general al DGSFC Maramureș a doamnei Alina Costa Efe Mădălas, și am avut o mare dezamăgire cu privire la faptul că instituția pe care o reprezentăm, precum și doamna Mădălas, este implicată într-un scandal mediat. S-a vehiculat faptul că doamna Costa Mădălas nu ar fi dorită, cu ghilimele, ca și directorul acestei instituții, de către angajați. Dar dorim să aducem la cunoștința Consiliului Județean, care i-a decis în numele nostru, că un număr de 4-5 angajați nu reprezintă majoritatea acestei instituții și că persoanele care lucrează în mod direct cu doamna Costa Mădălas pot să se pronunțe asupra competenței de care a dat dovadă și asupra liniștii care s-a așternut în cadrul instituției noastre, de când a fost promovată în funcție de director general. În toată această perioadă am fost martori indirect, din păcate, la obstacole care s-au pus doamnei director pentru buna desfășurare a instituției de către anumiți colegi, care a fost sursă pentru presă. Până în acest moment, nu am considerat oportun să ne adresăm nemulțumirea, însă am ajuns la un grad de saturație în care nu mai dorim să fim pe prima pagină în ziarele locale, din păcate cu articole negative la adresa instituției și care prejudiciază imaginea acestei. În mai multe rânduri, atât presa cât și domniile voastre, v-ați exprimat nemulțumirea față de directorul instituției noastre, poate fără a analiza obiectiv de fiecare dată, activitățile desfășurate de către directorul instituției noastre, acestea bazându-se pe informații neadevărate, aruncate în rândul dumneavoastră, de către diverse persoane care nu doresc bunul mers al instituției. Menționăm că amânarea validării nu duce decât la blocarea activității instituției și periclitării rezolvării în timp util a situațiilor de urgență ce apar aproape zilnic. De asemenea, vă rugăm să vă gândiți și la cei 20.000 de beneficiari ai sistemului nostru și la cei 976 de angajați care ar putea fi afectați profund de amânarea numirii directorului general. Timpul scurt nu ne-a permis să adunăm semnăturile de la majoritatea angajaților susținători de aceste scrisori, dar dacă domniile voastre să consideră doar că sub imperiul acestor semnături veți putea lua decizia corectă, legală și necesară, vă asigurăm că maxim 2 zile să le aveți. În speranța că veți lua în considerare și ceea ce noi am scris în această scrisoare, vă mulțumim. Semnatar, sunt 54. Constatăm la acest moment că nu avem vorum, ședința va fi reconvocată, urmând a se discuta proiectele de hotărâri care au urmat.